Peste 8.000 de răghineni serbează în aceste zile Paștele Catolic. De confesiune, reformați, catolici sau evanghelici, cu toții s-au bucurat de lumina sfântă a învierii Domnului. Da, e foarte important pentru că este Paștele. După cum este și la catolici, este și la noi exact în același timp, urmând același calendar, și este foarte important pentru că azi sărbătorim, de fapt, noi, majoritatea maghiarilor, care suntem reformați sau catolici, sărbătoare de Paști, când Hristos a înviat, și ne bucurăm de acest lucru. Maghiarii din Reghin țin cu sfințenie la obiceiurile și tradițiile comunității. Pentru reformații din oraș, prima zi de Paște este una specială în care familia și prietenii sunt pe primul loc. Încercăm să facem cât mai ecumenic, cât mai liber, cât mai deschis pentru toți și să fie pe placul tuturor. Și asta e important, ca să fim împreună, să sărbătorim împreună. Pe ca de obicei, în tradiția maghiară, este tradiția cea mai cunoscută, este udatul. Deci asta, ziua de mâine, deci prima zi de Paște, băieții merg la udat la fete, primesc ouă, bani, dulciuri. Cum sărbătoriți dumneavoastră Paștele? Păi în fiecare zi venim la biserică, ținem, tradiția. Obiceiuri de Paște aveți? Apoi avem ce am moștenit de la strămoși. De exemplu? Carne de miel, ou vopsită. Și în familie. Și mai exact cum? Tradiții, obiceiuri? Cu miel. Prăjit frumos și masa e pusă. Pe când merem acasă, masa e pusă. Cu udatul se mai merge? Se mai ține? Da, nu lăsăm udatul, că ăsta e principalul. Mâine, astăzi, la biserică, mâine la udat vin și așteptăm cu ob frumos, făcut roșii. Cum să sărbătorim Paște? Foarte bine. Merem la biserică, ieșim, merem la familie, la bunici. După aia, felul întâi, felul doi, mai ales mielul. Alături de maghiarii catolici și reformați au sărbătorit Paștele și comunitatea evanghelicilor. Obiceiurile și tradițiile sunt asemănătoare, iar familiile de sași nu se abat de la respectarea lor. Este o zi foarte importantă pentru noi. Este Hristos a înviat și adevărat a înviat, cum se spune la noi, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Și chiar cum am fost și astăzi, suntem o comunitate mică, dar am fost chiar destul de mulți la slujbă, printre care români, maghiari, și suntem o comunitate mixtă. Astăzi o sărbătorim în primat, începem cu dimineața, mergem la slujbă, după masă în familie, cu carne de miel, cu udat începe lunea, de exemplu, și cu ouă roșii. Ouăle roșii se vopsesc întotdeauna în Vinerea Mare, Vinerea Seacă, și ne ținem tradiția, încă suntem atâția rămași, că să ne mai purtăm tradiția și obiceiul săsesc în orașul Reghin. Într-adevăr, astăzi pentru noi este o zi importantă, sunt sărbătorile de Paști, sunt bucuros că de data aceasta biserica noastră a fost iară plină de oameni. Mă bucur că foarte mulți etnici români și maghiari au fost la biserica noastră și au sărbătorit împreună cu noi învierea Domnului. Ca și în alte părți, ca și voi, ca toată lumea, deci am fost la biserică, acum mergem acasă, ciocnim un ou roșu, mâncăm șuncă, ceapă, usturoi proaspăt, salată de băf, așa mai departe, deci un mic dejun mai amplu. În prezent există discuții avansate între biserici pentru ca ortodoxii și catolicii să sărbătorească Paștele împreună. Totul a pornit de la mesajul Papei Francis, care a invitat bisericile încă de anul trecut să schimbe data acestei sărbători importante. Biserica Ortodoxă Română a dat asigurări că toate bisericile ortodoxe vor primi cu bunăvoință această idee. În prezent, nu toate bisericile ortodoxe au acceptat propunerea suveranului pontif. Printre ele se numără Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă din Georgia, Patriarhia Ierusalimului și Biserica Ortodoxă din Ucraina. Pentru ca Paștele să fie sărbătorit simultan, trebuie ca ortodoxii, dar și catolicii, să renunțe la sistemul de calcul de până acum.